Salut tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu! Salut și din partea lui Timo și la mulți ani tuturor copiilor, deoarece astăzi este 1 iunie. Eu personal mă simt un copil și întotdeauna mă voi simți. Oh my god, este și ziua lui Timo, pentru că el este copilașul meu! Și ziua lui Luffy, doar că el se crede puțin mai mare. Astăzi m-am gândit să fac un clip cu preferatele lunii, deoarece luna mai tocmai a trecut și am adunat o grămadă de preferate. Astăzi suntem la începutul lunii iunie, așa că m-am gândit să vorbim puțin despre lucrurile care mi-au plăcut în luna mai. Dacă vă place acest tip de conținut, lăsați-mi scris în comentarii și o să fac chestia asta mai des, pentru că îmi place foarte mult să împărtășesc cu voi tot felul de lucruri noi pe care le descoper și m-aș bucura tare mult să le încercați și voi. Și odată ce le-ați încercat, să-mi spuneți părerile voastre, să-mi ziceți dacă v-au plăcut, dacă sunt trăznite, dacă sunt bune, dacă nu vă plac, ok? Și haideți să începem cu primul lucru pe care l-am descoperit eu luna asta, în luna mai vorbind, chiar cred că pe 1 mai mi l-am cumpărat. Este vorba despre această perie de păr. Uitați, este foarte micuță, incomparabilă cu perile alea uriașe pe care eu obișnuiam să le folosesc, erau cam așa, erau cam în genul ăsta. Cum îi zicea o fostă colegă de mea, perie de prințesă. Însă eu am avut o problemă, cred că în ultimii 2 ani, cu perile de păr, nu mai găseam niciuna bună și trebuie să vă menționez faptul că am încercat o grămadă de perii de păr, însă niciuna nu mi-a plăcut, până când am descoperit-o pe asta. Și dacă vă puteți uita voi cu atenție, are două feluri de peri, unul din fibre sintetice și celălalt din fibre naturale, cred că este vorba de mistreț, însă nu sunt sigură, iar restul corpului periei este din lemn, iar ce-mi place mie cel mai mult este chiar combinația aceasta a perilor, deoarece îmi lasă părul foarte, foarte mătăsos și chiar lucios. Nu știu dacă puteți voi să vă dați seama, uitați ce fain îmi lasă părul. Foarte, foarte mulțumită sunt de ea. Eu vă garantez că odată ce o să încercați tipul acesta de perie de păr care este compusă din două feluri de peri, nu o să vă mai puteți întoarce la cele clasice. Simțeam că mi încălcește părul, simțeam că mă trage, că mă rupe o grămadă de fire de păr, însă aceasta este atât de blândă cu părul meu, nu aveți idee. Și este foarte, foarte bună pentru a-ți masa scalpul. Eu zic că dă rezultate foarte bune și vă promit că o să vă îndrăgostiți de genul acesta de perie de păr. Și ce mai place mie foarte mult la ea este faptul că este foarte micuță. După cum vedeți, este foarte, foarte îngustă și acest design o face să fie extrem de ușor de curățat. Și chiar vă zic că a fost super, super ieftină, cred că vreo 12 lei, nu sunt sigură exact. Însă înainte să-mi cumpăr perea aceasta, am cumpărat o perie de păr pe care am dat 150 de lei. O să ziceți că sunt nebună. Însă eram atât de disperată să găsesc o perie de păr foarte bună încât m-am dus într-un magazin și am luat-o efectiv pe cea mai scumpă. Îmi luasem peria asta de la Moroccan Oil. Ce pot spune cu siguranță este că era cea mai scumpă din magazin. Eu foarte, foarte gândată că, oh, Doamne, în sfârșit mi-am găsit peria visurilor mele. Pentru că atunci când încerci o perie de păr în magazin, ți se pare cea mai bună. Însă atunci când te întorci acasă, îți dai seama de fapt ce greșeală ai comis. Și uitați, perie de 150 de lei și o prefer pe asta și o recomand. Sunt absolut sigură că produsul următor o să vă facă să râdeți. Sper însă să nu râdeți prea mult. Deoarece, sincer să fiu, nu cred că am mai văzut nici într-un fel de clip dintre ăsta cu preferatele lunii, nu am mai văzut produsul acesta sau un produs asemănător din aceeași gamă. Însă mă simțeam datoare să vă povestesc despre acest produs, deoarece l-am consumat aproape în fiecare zi luna aceasta. Să nu râdeți, ok? Este vorba despre telemea. Și este vorba despre această telemea de la Pilos. Mie îmi place foarte mult. Este varianta aceasta mai subțire, deoarece ei au două feluri de telemea, una care este mai lată, aia nu prea îmi place așa de mult, deci este exact de la aceeași firmă, însă mie îmi place asta mai îngustă. Și are și un preț super bun, este foarte accesibilă, foarte gustoasă și vă zic sincer că în ultima lună am mâncat aproape în fiecare dimineață alături de roșii și de alte legume și îmi place foarte mult. Să încercați, vă rog din tot sufletul să nu râdeți prea mult de mine, însă eu m-am simțit datoare să împărtășesc cu voi acest lucru minunat din viața mea. Ok, și acum să ne întoarcem la lucruri mai drăguțe. Ce să zic, vreți să continui cu ceva foarte, foarte, foarte drăguț care să mă revanșeze pentru teleneaua pe care tocmai v-am prezentat-o? Ok, haideți să vă minunez ochii cu cel mai frumos parfum pe care eu îl am în colecția mea. Îmi amintesc că în videoclipul acela în care v-am prezentat colecția mea de parfumuri, nu v-am vorbit despre parfumul acesta. Ok, sunteți gata să trecem de la telemea la parfumuri? Ok, 2, 3 și... Ta-da! Nu așa că este cel mai drăguț parfum pe care l-ați văzut vreodată? Mai e cineva dintre voi fan fluturaș? Tum-tum! Nu? Numai eu? Ok, parfumul acesta este de la Anna Sui și eu l-am luat online, nu sunt sigură dacă îl găsiți pe la noi prin magazine, s-ar putea totuși să-l găsiți. Și ce m-a frapat pe mine a fost ambalajul. Asta m-a făcut pe mine să-l comand. Este un parfum foarte dulce, floral,
Are miros de vanilie, cu bujor, cu frezie. Mi-mi place. Această Anna Sui are niște produse cu niște ambalaje foarte deosebite. Puteți să scrieți pe net și să vedeți cât de drăguțe sunt. Are și cosmetice, am impresia, și o grămadă de parfumuri, chiar și haine. Foarte deosebite sunt toate, are o imaginație super tare tip asta. Și mie mi-a plăcut extrem de mult parfumelul acesta. Uitați cât este de drăgălaș, nu-i așa? Doamne, este ca o bijuterie. Și să trecem mai departe, următorul lucru pe care l-am folosit efectiv în fiecare zi și dimineața și seara și ori de câte ori am avut chef este această apă micelară de la Garnier, se cheamă Pure Active. Cred că o găsiți peste tot, foarte, foarte, foarte accesibilă la preț. Eu înainte obișnuiam să folosesc apa micelară de la Bioderma, cea pe varianta roz, însă era foarte scumpă și tot timpul cheltuiam o grămadă de bani pe ea. Într-adevăr era foarte bună și făcea treaba, însă m-am gândit că trebuie să existe și altceva care să fie la fel de bun, însă care să coste mai puțin bani. Și așa că am zis să o încerc pe asta. După cum vedeți, nu prea mai am așa de mult, deoarece vă zic că o consum ca nebuna. Uneori când nu am chef să mă spăl pe față, pur și simplu îmi înmoi niște dischete de machiante în această apă micelară și gata, sunt good to go. Timul aici este un drăguț și jumătate, adorabil. Adorabil este. Unde te duci? Dacă o vedeți prin magazine, chiar vă recomand, este la fel de bună ca și apa micelară de la Bioderma, la un preț mult, mult, mult mai mic, cred că e de vreo 3 ori mai ieftină și sunt foarte mulțumită de ea. Și apropo, discurile de machiante despre care vă vorbeam, sunt acestea, numai pe acestea le folosesc de foarte mult timp, însă m-am gândit să le includ în preferatele lunii acestea. Sunt astea de la Sien, ia uite că nici nu știam. Mie îmi place de obicei să folosesc dischete de machiante dintr-astea foarte mari. Ia să iau una să vă arăt. Nu mai folosesc dintr-alea mici de foarte, foarte mult timp și sunt mult mai rentabile astea. Ia uitați cât de mare. Vedeți? O să vedeți că odată ce o să încercați dintr-astea o să vă placă la nebunie și nu o să vă mai puteți întoarce la chichinețele alea. Și se pare că mai am încă un preferat de la această firmă, Sien. Eu nu am mai încercat produsele lor deoarece mi se păreau așa ieftine și mă gândeam că, doamne, că nu sunt bune, că sunt așa de ieftine. Însă m-am gândit să încerc acest deodorant de la Sien, după cum am zis. Se cheamă Sien Natural Minerals cu aloe vera și este varianta aceasta pe verde. Cred că mai sunt și alte variante, însă mie mi-a plăcut foarte mult cum miroase aceasta. Este așa foarte fresh, puțin lămâioasă, foarte, foarte faină. Și sincer își face treaba de minune, nu lasă așa reziduri ca alte deodorante, nu se lasă pe haine, miroase foarte frumos. Într-adevăr are aluminium, ceea ce nu-mi place într-un deodorant, însă e foarte greu să găsești un deodorant care să nu aibă aluminium. Eu am avut unul de la Marea Moartă, foarte, foarte fain, însă mi s-a terminat. Mă gândesc să-mi fac unul de casă, nu știu. Am auzit că afectează foarte mult aluminiumul ăsta. Deci dacă puteți să vă găsiți deodorante care să nu-l conțină, super, și vă rog să-mi lăsați și mie în comentarii dacă ați descoperit vreunul, pentru că mă chinui, însă toate rafturile sunt pline cu acest fel de deodorante. Oricum l-am descoperit pe acesta și îmi place foarte mult, își face treaba la fel de bine ca și un deodorant mai scump. Și să mergem mai departe, am un lac de unghii sau ojă, cum vreți să ziceți. Este aceasta de la Kiko, ia să vă dau mai aproape. Este asta super, super drăguță. În ultima lună am purtat-o în continuu deoarece îmi place foarte mult nuanța aceasta și stă foarte bine pe unghii. Eu acum încă o mai am pe unghii, arată destul de urât, știu că nu-i fac reclamă bună acum, însă mi-a fost foarte lene astăzi să-mi refac unghiile. Îmi place mult deoarece rezistă foarte bine pe unghii, nuanța aceasta se cheamă, ia să văd, habar n-am. Însă cred că dacă vă duceți în magazinul de la Kiko o să o recunoașteți destul de repede. Eu am mai multe ojii de la ei, însă pot să zic că asta mie mi-a plăcut cel mai mult deoarece rezistă cel mai bine pe unghiile mele. Așa că m-am gândit să vă recomand și vouă pentru faptul că în ultima lună numai pe aceasta am folosit-o și chiar sunt extrem de mulțumită deoarece sunt destul de pretențioasă în lacură de unghii. Simt că mai niciuna nu rezistă pe unghiile mele. Eu mi le fac acasă singură, nu merg la salon și da, am unghii groaznice astăzi. Însă vă recomand această ojă de la Kiko în nuanța asta. Au! Ok, și mai departe am descoperit ceva foarte drăguț care port acum pe buze. Este această trusă de rujuri de la Pupa, trebuie să recunoști că nu poți să rezisti la așa ceva. Și când o deschizi, are aici mai multe rujuri și o oglindă. Vedeți? Mi s-a părut foarte drăguță. Pur și simplu iau cu degetul și aplic pe buze, nu folosesc pensule, nu mă complic cu așa ceva. Aveți aici una, două, trei, patru nuanțe, după cum vedeți. Ia să vă dau mai de aproape. Ia uite cât de drăguță este. Eu astăzi o port pe cea din mijloc. Și cu pași repezi ne apropiem de final. Mi-au mai rămas încă două lucruri despre care vreau să vă povestesc.
În luna aceasta m-am uitat la filmul ăsta Beauty and the Beast cu Emma Watson. Sunt absolut sigură că majoritatea dintre voi l-ați văzut, însă dacă nu l-ați văzut, eu vi-l recomand. Nu m-am gândit că o să-mi placă, deoarece este așa foarte de basm, după cum bine știm. Însă a fost realizat foarte, foarte frumos, m-a impresionat foarte mult toate efectele acelea minunate pe care le-am văzut. Nu pot să zic că mi-a plăcut enorm cum a cântat Emma Watson, deoarece am simțit foarte mult autotune, însă nu trebuie să judecăm pentru asta, deoarece ea nu este cântăreață, nu așa, este actriță. Însă am fost fascinată de toate personajele de acolo. Este un film foarte simplu, firul narrativ este foarte simplu, însă efectele, locația, totul a fost foarte fain și eu vi-l recomand. Și ultimul lucru l-am lăsat la sfârșit, este vorba despre niște muzică, deoarece eu fără muzică nu pot să trăiesc. În sensul că tot timpul dacă ascult niște muzică îmi face ziua mult mai bună și dacă nu ascult muzică sunt așa, blea, sunt foarte, foarte ploștită. Mie muzica îmi ridică starea de spirit, așa că tot timpul când mă pregătesc, când fac ceva prin casă, când mă aranjez, când mă îmbrac, chiar și când mă pregătesc pentru a filma, ascult mereu muzică. Și în ultima vreme am descoperit un fel de playlist, dar nu e chiar playlist, deoarece este un singur videoclip aici pe YouTube. Eu o să vi-l pun căsuța cu descrieri. Sunt acolo foarte multe melodii. Cred că ține în jur de vreo oră și ceva toată această compilație de cântece. Mie îmi place foarte mult, cam toate melodiile îmi plac foarte mult și îmi dau așa o stare de bine. Și cu ocazia asta o să știți și voi ce ascult eu în timp ce mă pregătesc înainte să filmez și în timp ce fac fel și fel de lucruri prin casă. Sper să vă placă și vouă și să vă ridice așa starea de spirit și poate să vă gândiți și la mine când ascultați. Și dacă aveți și voi recomandări de muzică bună, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii, deoarece uneori simt că nu mai știu ce să mai ascult. Ok, și astea au fost preferatele lunii care tocmai a trecut. Dacă vreți să fac genul acesta de clipuri mai des, poate chiar în fiecare lună, cine știe, poate mai descoper mai multe feluri de brânză. Lăsați-mi de asemenea scris în comentarii și dacă v-a plăcut clipul acesta, nu uitați să dați un like. Mă bucur foarte mult de fiecare dată când văd un număr cât mai mare de like-uri, deoarece simt că munca mi este răsplătită și simt că vă place tot ce am făcut eu în clipurile mele. Asta e tot pentru ziua de azi. Ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa!